Un bărbat de 87 de ani din Merchișești a murit într-un incendiu de vegetație uscată. Pompierii au găsit sâmbătă corpul carbonizat al bărbatului. Trupul carbonizat al unui bătrân de 87 de ani a fost găsit duminică în zona unui incendiu de vegetație uscată care a izbucnit pe raza localității sucevene Berchișești și în care a fost afectată o suprafață de 1000 de metri pătrați. Potrivit ISU Suceava, un incendiu de vegetație uscată s-a produs duminică după amiază pe raza localității Berchișești. Pompierii militari care au acționat pentru lichidarea acestuia au găsit în zonă trupul carbonizat al unei persoane, fiind vorba de un bătrân de 83 de ani. În zona au acționat pompierii militari cu auto specială de stingere și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, încadrată cu medic asistent și doi paramedici. Incendiul de vegetație uscată a fost localizat și lichidat, precizează ISU Suceava. În acest caz, poliția va investiga cauza și împrejurările în care bărbatul a murit.